Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, vorbim despre cazul Fișici, despre faptul că acolo au fost investiți niște bani și din păcate clădirea care a fost un hotel renumit în zona respectivă, un hotel unde se cazau oamenii care se tratau la băile Fișici din același domeniu, din imediata apropiere, de fapt, băile acolo, oricum băile nu mai pot fi reabilitate, alea trebuie dărâmate acolo pentru că n-ai ce să mai faci, sunt niște camere în care încap doi oameni cu mare greutate. Și acolo au fost cheltuite câteva miliarde, mai precis 3,45 de miliarde, așa cum ne-a precizat domnul Valerian Țuclea, director adjunct în momentul de față la DGTS Buzău. Alături de domnul Țuclea, reamintesc că în studioul nostru se află Romeo Lungu, directorul executiv al acestei instituții, care are în administrare o parte și o să aflăm cum a ajuns să aibă în administrare la un moment dat doar o parte din acea clădire pe care ați văzut că a fost reabilitată. Avem o intervenție telefonică, înțeleg, nu? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Viorel este numele meu. Da, vă ascultăm. Am intrat în direct alături de dumneavoastră și invitații dumneavoastră. Vă rog, domnule. Am urmărit cu interes emisiunea dumneavoastră și îmi place foarte mult ceea ce am văzut până acum. Sunteți o persoană critică și obiectivă, dar totuși aș dori să fac niște afirmații. Vă rog. În calitate de, să spunem, mic turist al județului Buzău, anul acesta, mai exact prin vară, chiar am vizitat zona. Știți că acolo avem niște obiective foarte frumoase și foarte plăcute. Da, e într-adevăr. E o zonă unde... Da, vă ascultăm. Da, și am și oprit acolo. Dacă știți, este și o zonă de oprire, un popas unde poți opri mașina, o zonă foarte frumoasă. Și chiar am văzut locația despre care o prezentați noastră. Și sincer vă spun că o parte am rămas plăcut impresionat că s-a lucrat ceva acolo. Pentru că chiar în povestea am avut o discuție cu părinții mei și spunea că acum câțiva 10-15 ani în urmă locația arăta foarte urât. Am rămas impresionat că totuși s-a mișcat ceva. Da. Și aș vrea să vă aduc la cunoștință un lucru. Vă rog. În urmă cu un an jumate m-am apucat de construcția unei case. Știți cât de mulți bănuți au intrat în construcția unei locuințe? Dumneavoastră ați prezentat o sumă de vreo 3.400.000, dacă nu mă înșel. Da, atât s-a cheltuit, că atât a fost disponibil. Eu cred că din ceea ce ați prezentat dumneavoastră, mă refer la sau domnul director adjunct, da, că s-a făcut un acoperiș, că s-au făcut niște geamuri, s-a învelopat clădirea, calorifere. Eu cred că bănuții aceștia au fost cheltuiți cu un folos, cu un rost acolo. Părerea mea este că ar trebui totuși să vedem ce se poate face mai departe. Da, corect. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră și când spun că sunt perfect de acord cu dumneavoastră, înseamnă că eu n-am spus altceva din ceea ce a spus dumneavoastră. Nu am zis că nu e bine că s-au investit. E păcat că s-au investit banii ăștia, s-au pompat banii ăștia într-o clădire care nu funcționează. Înțelegeți? Asta e ideea. Și într-o clădire care iată cum a ajuns după reabilitare. Că ea în 2009, dacă ne duceam chiar în 2009 acolo, puteam să avem impresia că în interior găsim și pe cineva stând pe acolo cazați. Da? Aș dori ca de acum încolo, nu știu, să fim mai constructivi, să nu încercăm totuși să le dăm la picioare că fac ceva și să nu încercăm cu toții să găsim soluții, să continuăm. Corect. Pentru că rău este dacă nu s-ar ocupa nimeni de a face ceva și rău este pe urmă să și totuși să-i pui piciorul pe cap că de ce a făcut. Nu, încă o dată. Care sunt acum, deci, domnul meu, eu n-am spus niciodată că de ce s-a făcut. Atenție! Da? Deci există o investiție care s-a făcut în 2009 și care a fost abandonată, corect? Din motive financiare, da, bineînțeles. Pe care le-a spus și domnul Țuclea. Am înțeles că nu sunt bani. Dar problema pe care noi o supunem atenției publicului este legată de modul în care s-a gestionat problema acestei investiții. În ce s-a investit? Pentru că ajungem, și am spus că în partea a doua, să discutăm despre ce are administrarea efectiv DGTS acolo. Înțelegeți? Spuneți-mi asta, în ce s-a investit? Eu cred că cel mai important pentru o clădire este să-i pui un acoperiș. Dacă n-ar fi existat un acoperiș, cred că... Nu, am înțeles, dar o să vă dați seama la ce mă refer în minutele ce urmează. Vis-a-vis de banii care au fost investiți acolo. Eu,
părerea mea, totuși, da, orice lucru care se face și se încearcă a fi făcut și să aibă, da, o finalitate pentru toți tinerii din județ sau toți tinerii din România și pentru toți oamenii cu probleme, că am înțeles că este și un centru balnear acolo. A fost de mult. A se face. Eu cred că lucrurile acestea sunt lucruri bune. Eu, părerea mea este ca să ne implicăm și mai mult, să încercăm să găsim soluții să-l terminăm. Că dacă vom avea doar gânduri rele și negative pentru tot ceea ce se face, nu cred că România va avea o soartă prea bună. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă, repet, o să avem mai multe amănunte prin care, chiar dacă discutăm despre niște lucruri separate, ieri a fost reprezentantul Consiliului Județean cel care se va ocupa, în cazul în care Consiliul Județean va prelua efectiv cu acte și fizic acest domeniu. Toată stima și ne dorim și am reliefat și partea aceasta despre modul în care ar trebui să arate și să fie banii investiți. Deocamdată avem o problemă aici și o să aveți mai multe detalii. Mulțumim încă o dată pentru intervenție. Mi-asum critica. Deci, încă o dată mi-asum critica, pentru că, nu, Doamne ferește, nu trebuie să fie cineva de acord cu mine vreodată. Dacă nu e cineva de acord cu mine, l-am trântit. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate în ceea ce spuneți, mi-asum critica. Dar, repet, critica este constructivă. Evident. Și de-aia e o emisiune interactivă. Dezbatem subiectul. Mulțumim încă o dată de intervenția dumneavoastră. Evident că ne dorim cu toții să existe bani și ca acolo la Fișici să existe o zonă revitalizată din punctul ăsta de vedere. Bun. N-arată rău așa pe din afară, dacă vă uitați. Da, da. Sincer, n-arată rău pe o parte. Știți cum e, afară vopsit gardul, înăuntru le opar. Dar n-a vopsit nimeni sau n-a făcut nimeni nicio acțiune ca să doar să pară de fațadă, domnul, bună ziua. Iar lucrările care sunt făcute acolo lucrări care vor rezista. Eram de acord cu domnul director Lungu că pe partea asta, de exemplu, cu drumul arată mai bine, dar dacă te duci în spate... Sunt bălării în curte, asta este. Bun. În anul 1998, hotărâre de guvern numărul 178, 27-a, repetăm pentru a nu știu câte oară această informație, cu 3 zile înainte ca Victor Ciorba să fie demis. Victor Ciorba, când a semnat această hotărâre, știa că va fi demis. Nu intrăm în mai multe detalii. Suntem în anul 2013. Amănuntul legat de suprafața care a fost dată de la, din proprietatea publică a statului, da, către Ministerul Educației Naționale pentru Inspectoratul Școlar al Județului Buzău. Era atunci... Tot în domeniul statului. Bun. Suprafața desfășurată, datele de identificare, 1818 metri pătrați a acelei zone, suprafața construită efectiv a acestei clădiri, 909 metri pătrați, terenul aferent 1000 de metri pătrați. Suntem în anul 2013, dacă nu mă înșel eu. Domnul Țuclea, în momentul de față, și repetăm această informație, chiar dacă există stadiul de intenție în momentul la care vorbim, al Consiliului Județean de a prelua această clădire, dar din păcate vedem că nu toată clădirea va putea fi preluată. Ce suprafață mai are în administrare de JTS-ul? Domnul Mihai, vă rog, de la bun început, din 1998, de când a fost dată această hotărâre publicată în monitorul oficial din 31 martie 98, numărul 131, l-am aici în original, dacă vreți să-l vedeți. Da, avem și noi o copie, nu contestăm. Am originalul. Da. În 1999, și mai precis în 16 noiembrie 1999, prin protocolul, pentru că acest monitor oficial, da, făcea trimitere la întocmirea unui protocol de predare primire a imobilului și a terenului aferent. Îi rogăm pe cei care vor să intervină în direct să nu mai sune pe numărul de mobil afișat pe ecran, ci pe numărul de fix afișat pe ecran. Vă mulțumesc anticipat. Prin protocolul încheiat între... Factorii de răspundere ai momentului, în 1999, 16 noiembrie, protocolul 11.617 din 16.11.99, tot în original l-am aici, da, se face următoarea, azi, data de mai sus, subsemnații Filipoiu Valerian Primar, Dumitru Ioana Contabil. Am și o copie, uite, haideți, da? Spuneți. Ce se spune în acest proces verbal în aliniatul 2? Ia spuneți. În acest imobil se află un spațiu format din 3 camere la parter, pentru magazin și magazie de mână și la etaj se află o parte din terasă și două camere, tot a cooperației de consum, acestea fiind proprietare de drept.
Da, bun. Continuați. Păi, ce să continui? Păi... Menționăm că acest spațiu a fost construit de UJCC Buzău ca proprietate a cooperațiilor de consum, cooperației de consum Bozioru. Valoarea de inventar și da. Mai departe. Continuați. Terenul aferent imobilului va fi măsurat, delimitat și predat ulterior printr-un act adițional. Document ce se va întocmi până la 20 decembrie 99. Bun. Ce anexăm alăturat spuneți? Lista privind predarea imobilului drept pentru care s-a încheiat. Semnează. Da. Din partea primăriei, din partea conducerii Agenției Județene a Taberului și Turismului Școlar, care era parte integrantă a Inspectoratului Școlar. Bun. Ce doresc să spuneți cu asta? Doresc să spun că la imobilul la care faceți dumneavoastră referire, la partea cealaltă din imobil, nu l-am preluat niciodată. Păi de ce? Păi pentru că nu aveam cum să-l preluăm. De ce? Pentru că era un proprietar, era cineva care îl stăpânea. Cine era proprietar? UJCC. UJCC. Unde scrie asta? UJCC. Unde scrie asta, domnul păi, Țuclea? A existat la momentul 99 corespondență. Noi vorbim de... Deci, domnul, bună ziua. Eu vă prezint, dumneavoastră, o cercetare a mea. Pe 96, când am venit director, am făcut această cercetare pentru toate centrele de agrement. Da. Și am constatat că niciunul nu are niciun act de proprietate pe teren. Da. Că niciunul nu are niciun document de, privind... Da. Împrejurim și toate cele. Am făcut ridicări topo. Încă cu domnul director... Mai avem de lucru la subiectul ăsta și căutăm să identificăm fiecare metru pătrat și fiecare, așa cum reiese din situația de până în 99-96 când s-au făcut, s-a făcut inventarul domnului Pului. Spuneți-mi și mie, în 1909... Când haideți să vă spun, știți care e greșeala? Că atunci când s-a redactat această hotărâre de guvern, factorul responsabil și sunt aici... Ce face? E greșeala guvernului? Nu, da, și a guvernului și a factorul responsabil local de la Bozioru și a Consiliului Județean. Ziceți. Pentru că sunt procese verbale de la și documente înaintate către guvern pentru această hotărâre de aici, la nivel local. Uitați, procese verbale de la Consiliul Județean, de la senatul domnul Viorel Constantinescu, care le-au făcut din birou fără să meargă la fața locului să vadă că în imobilul ăla mai e cineva care a intentat proces Consiliul Local, a emis o hotărâre de guvern în timp ce exista un proces pe rol, după care s-a finalizat printr-o hotărâre judecătorească la Pătârlagele. Citiți hotărârea judecătorească. Am citit-o. Eu în 2006, când am venit director, nu puteam să mai infirm o hotărâre judecătorească, domnul, bună ziua. Bun, s-a terminat pentru mine. Citiți-o încă o dată. Și la mine este foarte clar. Eu m-am dus la cadastru și am extrasul de carte funciară și îmi spune proprietățile care sunt acolo. Îmi spune la C1. Uitați, în extrasul de cadastru, e original. Da, da. Îmi spune la C2 este proprietar SC Damar SRL. Da, cine este Damar SRL? O societate comercială. Deținută de către cine? Păi, am înțeles la dumneavoastră că e actualul viceprimar. Păi, n-are importanță. Păi, n-are importanță pentru mine. Vorbesc de 99, ascultați-mă. Da. Vorbesc de 2006 când eu am preluat patrimoniu. Vorbim de 2012 când domnul director a preluat patrimoniu. Societatea aceea... Nu, stați un pic. Ne reîntoarcem la hotărârea de guvern. Domnul Țuclea, deci dumneavoastră spuneți că hotărârea asta de guvern, unde scrie foarte clar, o putem da... O putem da datele de identificare MEN către Ministerul Educației care se transmite imobilul ăsta. Deci, adresa imobilului, satul Fișici, comuna Bozioru, persoana juridică de la care se transmite imobilul, Consiliul Local al Comunei Bozioru, județul Buzău, persoana juridică la care se transmite imobilul, Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al județului Buzău, caracteristici tehnice, clădire cu parter și etaj, suprafață desfășurată 1818 metri pătrați, suprafață construită 909 metri pătrați, terenul aferent 1000 de metri pătrați. O vedeți și în imagine, dragi spectatori. Unde apare aici al proprietar? În afară de Consiliul Local al Comunei Bozioru, județul Buzău. Asta e o hotărâre de guvern, domnul Țuclea, semnată de premierul Victor Ciorbea. Domnul Mihai, nu uitați că o hotărâre judecătorească este... În care nu se spune... Deține... În care se spune ce, domnul Țuclea? Deține supremația unei hotărâri de guvern. Deci bate o hotărâre de guvern, o hotărâre a instanței de judecată. Cum așa? Ia aș foarte bine. Câte hotărâri de guvern și legi ale statului român n-au fost bătute de hotărâre de guvern. Judecătorească. Ce spune domnul? Dom'le, înțelegeți că atâta timp cât acel imobil este intabulat, s-a intabulat în baza unor documente, domnul Mihai. Este corect? În baza unor documente. Dacă eu în 2006 le-am găsit... Eu vă întreb încă o dată, stați așa. Da.
Ați venit cu monitor, în același monitor pe care l-aveți în original, doamne, ce frumos arăta hârtia în 98. Da. Spune ceva, domne, hotărârea asta. În hotărârea aia de instanță, că de-aia vă tot întreb, nu scrie că se abrogă hotărâre de guvern. Nici nu există o hotărâre judecătorească prin care se abroge o hotărâre de guvern, domnul Țuclea. Domnule. Păi, haideți să stabilim lucrurile. Hotărârea de guvern stabilește. Păi, hotărârea de guvern e referitoare, domnule, la un transfer de terenuri, domnule, din proprietatea publică a statului, domnule, către altă proprietate publică a statului. Hotărârea aceasta de guvern nu face altceva decât să transfere un domeniu public al statului dintr-o un administrator la altul. Și care stabilește că eu, instituție publică, sunt proprietarul pe acel teren. Conform legilor fondului funciar care au evoluat de la legea 1, legea 18, 247, legi care au dat posibilitatea cetățenilor sau foștilor proprietari să intre în posesia bunurilor pe care le-au deținut. Bun. Sunt documente care atestă că din 1973 UJCOP-ul, UJCC-ul a fost parte în construcția acestui imobil. Da. Și ulterior, prin hotărâre judecătorească, și-a redobândit proprietatea și a vândut, domnul, a introdus acest imobil în circuitul civil, prin facturare, prin vânzare, ajungând la această societate. Carte funciară. Pentru care carte funciară. Ce înseamnă cartea funciară? Înseamnă act de naștere, document de identitate al acelui imobil. Păi eu pot să contest un extras de carte funciară, domnul. Dar o hotărâre de guvern o puteți contesta? Până când nu apare, dacă apare o hotărâre judecătorească, haideți să vă spun. Domnul meu, știți că în momentul de față, vă întreb altceva. În momentul de față, hotărârea asta a lui Ciorbea din 98 a fost dată peste cap de altcineva? De o hotărâre judecătorească. Așa cum nu scrie, domnule, hotărârea judecătorească, că să, ce să, cum, pe cum să, domnule, o hotărâre de guvern care nu își produce efectul, trebuie anulată, domnule, care nu ar trebui să-și mai producă efectul. Trebuie anulată. Eu nu vorbesc despre anularea hotărârii de guvern. Ea în parte, prin hotărârea judecătorească, i-a stabilit dreptul de proprietate. Nu spune, domne, nimeni în decizia aia. Domnul bună ziua. Haideți să vă dau un alt exemplu. Că, domne, există monitor oficial. De consecință ar fi trebuit să se refere la hotărârea de guvern. Există monitor oficial al statului din 1996 care stabilește tot domeniul public al statului. Mergem mai atenție, departe. Monteoro, dacă a fost câștigat în instanță prin hotărârea judecătorească, a făcut parte din acea hotărâre de guvern. Trebuia desființată toată hotărârea că printr-o hotărâre judecătorească tabăra Monteoro a fost nu, dar se precizează acolo de hotărârea de guvern. Dar nu se anulează hotărârea dumneavoastră. Nu, dar se precizează, se face referire la ea, că există o hotărâre acolo și că aia nu ar fi valabilă și este opozabilă unei proprietăți. Problemele din 99, și pe mine și pe domnul director, domne, ne depășesc. Știți cum e, domnul Țuclea? Aici faceți dumneavoastră o anchetă pentru 99. Putem să discutăm, pentru că nu degeaba am dat acest amănunt vis-a-vis de hotărârea semnată cu 3 zile înainte de a fi demis domnul Ciorbea. Iarăși, vedeți, noi discutăm cu ceea ce spuneți dumneavoastră și care, repet, morți a fost și despre morți de bine, hotărârea asta de care spuneți dumneavoastră de la Pătârlagi, l-am avut-o și noi ieri în emisiune. Da. Și am dezbătut pe tema ei și domnul Sărcuțean a zis, domnule, nu poate să, pentru că în hotărârea respectivă nu zice că abrogă o hotărâre de guvern sau că nu ar fi valabilă o hotărâre de guvern. Nu, dar eu mă întreb, dar nu abrogă, în continuare mă întreb, ședința, domnule, civilă din 13 mai 2002, nu spune că hotărăște, admite acțiunea civilă formulată de reclamanta federal COB Buzău, cu sediul în strada Gării numărul 46, județul Buzău, în contradictoriu cu părâta primăria comunei Bozioru, județul Buzău. În ce an încă o dată asta? În 2002. În 2002, se termină procesul. Păi în 2002 primăria nici nu avea în proprietate. Stați puțin, dar dumneavoastră știți de când a început procesul ăsta? Nu, dar încă o dată. Păi nu, asta e o hotărâre din 2002. Corect, dar el a putut să înceapă din 98, din 97. Și da, în 2002 când s-a dat decizia asta, primăria nici nu avea în proprietate respectiva. Primăria l-a avut la înstrăinat, când dumneavoastră ați avea un apartament, l-ați avea sub gajul unei bănci, îl vindeți. Domnul Țuclea. Și banca îl câștigă. Dar nu mai există. Eu nu am nicio treabă să. Eu vă spun de documente, de acte juridice și. Bun, mergem mai departe. Da. Asta a fost dată în 2002, da? Da. Bun. Domnul Țuclea, între timp, așa în perioada asta, v-a dat cineva în judecată și a câștigat, apropo de hotărâri judecătorești, niște bani ca prejudiciu? Nu, n-a câștigat nimic, am câștigat procesul.
cu domnul Fata Vasile, vecinul nostru de la Fișici, am câștigat procesul, domnule. Când l-ați câștigat? În 99. În 99? Da. Unde l-ați câștigat? La tribunal. Și ce, cu ce încheiere ați câștigat dumneavoastră? Aveți documentele? Nu le-am la mine, dar, repet, am câștigat procesul. N-am plătit nicio despăgubire. N-ați plătit nicio despăgubire. Bun. În, când ați zis dumneavoastră? 99. Când ați câștigat procesul? Păi nu pot să vorbesc de, nou, de mai de mult, pentru că în 99. În 99. Ședință publică din data de 16.09.2008. Judecătoria Pătărlagele. 99. 2009. 2009, nu 99. Atunci, nu era în 99. Corectați-vă, nu. Mulțumesc. 2000. Bun. Vis-a-vis de nu de acest proces mergem pe ideea pe care ați inoculat-o dumneavoastră, domnul Zuclea, pe baza actelor pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Deci dacă în 2002 s-a dat această hotărâre că există un alt proprietar, cum s-a făcut reabilitarea pe toată clădirea? Nu s-a făcut toată clădirea, domnul Zuclea. Cum adică nu s-a făcut? Nu s-a făcut pe persoana respectivă și a reabilitat individual. Unde este clădirea? Unde este clădirea asta? Unde? Cum unde este clădirea? Unde e clădirea lui domnul viceprimar? Este anexată. Eu vorbesc dați de societatea imagine cu bar, vă rog. Uitați, domnule, anexat. Uitați-o, este, ăsta e planul de la cadastru. Aici. Da, am înțeles. Păi bun. Bun. Și eu vă întreb. O să vedeți în continuare imaginile. Da. Ce suprafață deține societatea? 74 de metri pătrați. 74 de metri pătrați. Domne, noi vedem în imaginile respective că are același termopan. Noi vedem că nu suntem specialiști, dar noi vedem că situația asta, dumneavoastră vă dați cu părerea. Că această, domne, și eu și dumneavoastră vă puteți da cu părerea. Nu, eu nu dau cu părerea. Eu știu ce am făcut acolo. Stați numai un pic. Vă dați cu părerea în ce sens? Eu văd ca simplu cetățean și oamenii pot vedea că termopanele sunt aceleași cu cele postate din banul public în toată clădirea. Deci întregul ăsta... Deci, repet, pentru toți ascultătorii și privitorii de Campus TV, uitați-vă, în tot ce a însemnat reabilitare, Direcția Județeană nu a cheltuit un leu și n-a făcut un milimetru pătrat pe niciun spațiu de pe cel care îl deține. Iartă-mă, seamănă, deci, seamănă repet, lucrarea ei făcută, nu pe părți. În afară de culoare, nimeni nu diferă. I-a plăcut termopanul nostru, domnul. Da, mulțumesc, domnul Lungu. E bună și ironia asta, domnul. E bună și la ne mai relaxăm. Același acoperiș. Dom'le, același acoperiș. Aceeași tâmplărie. Bun, ce credeți, aceeași reabilitare. Unde se putea opri acoperișul pe clădirea asta care s-a făcut? Dom'le, dacă spuneți că ați făcut-o separat, nu se vede această separare decât prin culoare. Deci acolo unde se vede în depărtare barul domnului viceprimar, e galben. Deci astea în rest totul este făcut. Astea sunt doar insinuări. Eu vă spun documente, sunt suprafețe. Dumneavoastră vedeți altceva? Nu, dumneavoastră vă dați cu părerea, vi se pare. Dumneavoastră vedeți altceva? Eu văd altceva, da. Ce vedeți? Că ăla e galben, peretele... Este o clădire lipită, e corp comun cu o clădire pe care o deține. Și lucrarea nu este cap-coadă, zici că e întreagă? N-are nicio treabă. Nu, nu. Păi nu zici că întreagă sau... Doamne, dar e o mare coincidență asta. Să dea, pare, doamne, iartă-mă acum. Adică deci, cum? Vi se pare. Da, mi se pare, domne. Și cum ni s-a părut că s-a văzut în oglindă. Păi da. S-au văzut bărnii. Păi aveți și imagine oglindă, domne. Chiar... Domne, una e să ai imagine oglindă și una e să ai imagini care se vede foarte clar în interior faptul că au crescut bureni și au înăpădit pe caloriferele alea. Dar încă o dată, am înțeles. Deci suntem orbi și nu vedem că aceea... Deci eu când am ajuns acolo. Repet, când am ajuns acolo, am zis, băi, uite, a fost clădirea toată reabilitată. Uite, e și un bar pe aici. Că lucrurile astea s-au descoperit ulterior, domne. Nu s-au descoperit, n-ați descoperit nimic, domne. Nu, s-au descoperit de către noi, domne. Nu, ce ați zis? Noastră știați foarte bine. Dar puteți să-mi spuneți de ce sunt aceleași termopane și la barul domnului viceprimar și la centrul... Nu știu de unde și-a achiziționat și ce a făcut domnul viceprimar pe care dumneavoastră tot îl pomeniți. Păi îl pomenim, domne, că omul respectiv. Când are am făcut, repet, când am făcut noi acea clădire, nu era viceprimar, domnul Bunăziu. Așa că... Dar puteți să-l întrebați pe el, domnule. Întrebați-l pe era consilier bine. Local. Cel mai bine pe domnule. Nu, eu v-am întrebat de altă. Domne, încă o dată, coincidența este crasă. Ca să mă exprimați. De asta am spus că am făcut jaf. Da. N-am făcut niciun jaf, domnule. Nu, e jaf. Oricum nu, e jaf. Se pare dumneavoastră. Bun, domnul Zuclea. Ce parte a fost reabilitată din banul public atunci? Dacă ziceți dumneavoastră că nu e totuși aceeași lucrare de reabilitare. Exact. Domnule, acoperișul la ce unul? Acoperișul de ce nu e altul? Eu l-am găsit făcut acoperișul, domnul. De Dumnezeu. Când era făcut? În 1999. Bun, și reabilitarea în sine, unde s-a făcut? V-am spus ce am făcut. Vă dau lucrările. Păi nu, la etajul 1, la etajul 2, în magazia 1, magazia 2, la parter, la subsol. Deci noi deținem parter plus etaj, da? Plus subsol, Care parte?
Exact. Deci arătați ce, în imagini, domnule, ca să vadă și telespectatorii. Să vadă că schița aia nu zice nimic. Schița. Cum, dar nu puteți vedea o schiță? Ce unul? Partea care este albă, care este altă culoare, aia este proprietatea noastră. Deci, anexa respectivă. Ce vedeți? Galbenul e al nostru. Deci, galbenul nu e al dumneavoastră. Restul e al dumneavoastră. Da. Și acolo câți metri pătrați sunt, domnule, la galbenul ăla? 74 de metri pătrați. Bun. Unde este hotărârea prin care Consiliul Județean vrea să ia, nu? Vrea să ia de la dumneavoastră 491 de metri pătrați. Pe ce scrie aici, nu? Atât e. 491 de metri pătrați. Da. Și unde e diferența atunci? Pe care diferență? Încă o dată. 491 și la hotărârea de guvern avem 900... Dacă eu v-am că aia s-a făcut dintr-un birou fără și domnule, Consiliul Județean. Suntem de acord că această clădire are 909 metri pătrați? Da sau nu? Nu. Eu sunt de acord cu ce e aici. Și cât zice care are această exact, clădire? Exact, 491 partea noastră, 74 de nu, metri. Domne, partea noastră, nu vorbim de partea noastră păi, și partea noastră. Cât are toată clădirea? 491 cu 74, domnul, bună ziua. Bun. Și de ce ăștia au mințit aici? Ce niște nemernici ăștia de mine. Ciorbea era pleca, mai avea 3 zile, cred. Mai avea 3 zile și au zis. Păi și cine a băgat, cine a vărât pe, mă rog, e întrebare așa, lăsată. Nu, păi dumneavoastră aveți impresia că în condițiile în care ar trebui să fie 1000 și cât spuneți dumneavoastră, 909 metri pătrați, păi trebuia să mai fie clădire și pe râpa aia undeva să fie... N-a mișcat nimeni fundația. N-a mișcat nimeni fundația clădirii, domnul Bunăziu. Bun, încă o dată. Aia este. Păi asta e. Și unde... Dacă ăsta este existentul, ăsta e realul. Ăsta e realul făcut după... Nu, domnule, păi ăsta e realul. După hotărârea de guvern. Păi ăsta e realul, nu înțelegeți că asta a fost făcută din birou? Și hotărârea... Se lua după genunchi, așa, într-o seară. Bun, și hotărârea asta dacă a fost făcută din birou. De ce în instanță au fost invocate inclusiv hotărârea asta de guvern? Păi în care instanță? În instanță la procesele cu care v-a judecat cu ei. Păi da? Normal că am folosit-o ca document de proprietate. Păi care dumne, dacă, proprietatea? Păi asta era o porcărie, da? Trebuia să o contesteze, dom'le, nu puteți să vă bazați pe o hotărâre cu date nereale în realitate, ca să mă exprim în repetiție. Astea sunt date, din ce spuneți dumneavoastră, că nu are 909 metri pătrați. Da? Dacă v-ați folosit de hotărârea asta de guvern în instanță când v-ați judecat cu cine v-ați judecat, de ce n-am spus în instanță? Dom'le, dar hotărârea de guvern zice o porcărie acolo, că nu e 909 metri pătrați. Eu în calitatea pe care am posibilitatea și am dreptul să fac eu referire la un act normativ, eu am obligația să-l respect. Așa cum e el. Și așa cum el nu... Păi am adus la cunoștință. Vă dați seama că ministerul are situația reală de la bun început. Din 96 încoace are situația reală cu toate suprafețele. Da. Bun. Mă mai uit niște... Noi nu suntem în măsură și nu avem calitatea de a emite acte normative noi. Și nici de a le modifica noi. Doar de a face propuneri. Le facem și sunt cei în drept care pot elabora sau modifica acte normative. Bun, vis-a-vis de asta oricum, nu o să fie lămurit cetățeanul simplu, pentru că sunt două lucruri care se bat cap în cap și noi le-ați văzut, le-am constatat cu toții aici. Doamne, repet. Da? Lucrurile sunt destul de clare. Între ceea ce rămân întrebările, domnul Țuclea, da. Vis-a-vis de reabilitarea care s-a făcut, dacă cumva viceprimarul de acolo a beneficiat nu are și nicio legătură. Dânsul de materialele de construcții, de lucrare nicio în sine. Nicio legătură, domnul. De când a fost făcut barul ăla așa? Când l-au reabilitat barul? După sau noi? După noi. Imediat după? După noi mult. Au furat niște stași de acolo și poate... Au furat niște stași? Zic și eu, domnul. Vă sărea să faceți reclamații la poliție, domnule. Dacă nu, dau și eu cu părerea acum. Nicio legătură, domnul. Da. Deci spuneți dumneavoastră nicio legătură. Cu mâna pe inimă. Bun. Toată responsabilitatea, nici o legătură. În perioada asta v-a întrebat cineva de la Poliție de Sănătate? Păi, de ce să mă întrebe de sănătate? Vis-a-vis de fișici, că doar nu vând. Păi, pentru ce să mă întrebe? Care-i motiv? Nu, dumne, dacă v-a întrebat cineva, dacă a sunat cineva la Poliție, nu. Dacă, păi, dar n-a fost dacă a sunat, dacă a dat vreo adresă, dacă nu. Aveți cunoștință, nu. Domnul director, dumneavoastră aveți cunoștință? Nu, să fi fost... N-a fost sunat, chiar nu. Deci au fost mai multe adrese de la poliție, dar nu neapărat cu pentru fișici, expre fișici. Nu, vorbesc de fișici. Nu? Cu fișici nu mi-aduc aminte.
știți ce constat eu? Ziceți. În țara asta rău e dacă faci, rău e dacă nu faci. Na, ați înțeles exact dumneavoastră, exact pe tamam dos. Am înțeles că v-am spus, am avut toată bunăvoința și toată intenția de a face. N-am făcut, nu înțelegeți că nu s-a făcut un milimetru pătrat? Vă spun cu maximă responsabilitate, banii au fost puțini și i-am chipzuit pe fiecare lucrare în așa fel încât să pot să fac cât mai mult din puținul ăla. Bă, foarte rău din partea Ministerului că a trimis doar 3 miliarde jumate. Ce să-i... Și foarte rău că între timp nimeni nu s-a găsit să trimită totuși bani să se finalizeze investiția asta. Deși mie îmi pare rău, dar eu ce să fac? Mă doare sufletul, e copilul meu acolo, am muncit acolo, vă rog să mă credeți, am muncit la Molos, vă arăt imaginele dinainte de a începe reabilitarea. Domnul Mihai, nu era nimic. Niciun geam, nimic. Dar sunteți de acord cu mine că asta e de datoria celor care administrează astfel, domnule, să facă reabilitări? Domnule, sunt de acord. Asta e lucru normal. A fost reabilitare. Primar s-ar lăuda că a plombat niște străzi la cererea cetățeanului. Am stat cu domnul director din decembrie de la proiectarea bugetului pe 2013, de la întocmirea planului de achiziții. Am stat și am luat fiecare element în parte să vedem ce putem face. Am făcut scris la minister și am făcut solicitarea cu fundamentare cine mai trebuie să-l... Asta e posibilitatea financiară. Bun, în condițiile astea... Am eu putere, domnul Suclea, sau domnul director putere să meargă să-l certăm pe domnul ministru că nu le dă bani nouă? Pentru că ăla... asta o variantă. Nu se poate așa ceva. Domnul Suclea, deci n-avem cum. O să dăm în Consiliul Județean, chiar o să fac și o lobby pe acest lucru, la Ministerul Tineretului și Sportului. Haideți că poate și nu știți. Și dacă face Consiliul Județean, e... Anul trecut, ziceți. În 2012 și 2011, a început procedura de retrocedare, pentru că asta era politica Ministerului, de a transfera toate centrele de agrement nefuncționale, printre care și Fișiciu, către entități publice locale, autorități publice locale. O parte din țară s-au transferat la Dâmbovița, la Arad, în foarte multe județe, aproape nu mai există niciun centru de agrement în administrarea Ministerului, dar nici în administrarea nimănui, că nu mai funcționează. Da. Noi am încercat și de bună credință, la solicitarea Consiliului Local Bozioru, să-l dăm înapoi Consiliul Local. S-au făcut demersurile, s-au înaintat documentele toate către minister. Și Consiliul Local avea putere să facă ceva acolo? Iarăși mă întrebați pe mine dacă dumneavoastră aveți sau nu aveți putere. Dacă solicitați ceva, înseamnă că aveți putere, nu? Asta era politica Ministerului de a descentraliza. Chiar nu a fost de bună credință, neavând putere să-l ducem mai departe, pentru că nu ni s-au dat bani, să-l dăm autorității locale care pretindea că are putere. Bun, s-a împotmolit proiectul ăsta cu hotărâre de consiliu local, cu adresa de la prefect, cu toate documentele de acest centru. Bun. Sunt eu vinovat că nu s-a făcut hotărâre de guvern să-l predau? Acum, nu, n-am pus problemă așa. Deci, încă o dată. Vom sprijini orice entitate care dorește să-l preia. Da. Și să-l continue. Bun. Din informațiile noastre, domnul Suclea, înțeleg totuși că poliția s-a sesizat în cazul ăsta. Până la urmă, e bine dacă o să ne dea nouă celor de la Campus Opalmă să zică, domne, e o mare coincidență asta că reabilitarea sau înfrumusețarea barului domnului viceprimar nu are nicio legătură cu reabilitarea clădirii de la Fișici de acolo. Avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș vrea să pun și o întrebare, domnul Suclea. A cui a fost clădirea pe timpul domnului Răposat? N-am înțeles întrebarea. Acum a fost clădirea pe timpul Ceaușescu. Până în 89, clădirea a aparținut Consiliul Local și Federal Coop. Cum? Consiliul Popular Bozioru, mai concret și mai clar. UJCOP-ului, nu? Pe timp, ce a spus? UJCOP. Da. Și fostul UJCOP, da. Da. Mulțumesc, să trăiți. Bună seara. Da, bună sănătate, numai bine. Concluzionăm. În momentul de față, din ceea ce spuneți, din ce aveți dumneavoastră și ceea ce puteți să emiteți public ca și răspuns, clădirea pe care noi o vedem în imagini, cu o parte de bar al domnului viceprimar și cu tot ceea ce are în administrare DJTS, cât ce suprafață are construită? Deci v-am mai făcut? Precizare, eu vorbesc după acte, după ridicări topografice. Deci, ca să lămurim un lucru, să știm de unde pornim data viitoare. Corpul C1, care îl deținem noi, suprafață 491 metri pătrați. 491 C2 metri pătrați. Al societății comerciale pe care ați pomenit-o, 74 de metri pătrați. Și restul? Teren aferent,
1014 metri pătrați al nostru. Păi și partea asta, domnul Țuclea, de aici, a cui este? Care? Asta de aici. Aia noastră. Păi e noastră, păi nu vedeți că asta cu toate. Cu totul, cu totul până aici. Deci 491 cu 74, exact. Cât fac, domnul Țuclea, că eu nu știu, pe cuvântul meu, 5. Ia uite, aș face și matematică în această emisiune. Foarte bine. 565 de metri pătrați. Da? Da. 565 de metri pătrați. De la 909 metri pătrați ajungem la 565 de metri pătrați. Lucrurile astea pot fi lămurite oricând. Dumneavoastră spuneți că din 565 de metri pătrați au fost reabilitați doar 491. Exact. Bun. Și că acea coincidență cu termopanele pe care le regăsim doar o coincidență pe care la domnul viceprimar de la Bosior este o coincidență că aliniamentul sau finisajul exterior... Nu s-a făcut nicio... A, finisajul, da, sigur, s-a oprit exact la limita... S-a oprit la, exact limită, la limită, dar el apare ca și cum ar fi un întreg, că toate lucrurile astea ar fi o coincidență, nu? Sigur. E o coincidență. Bun. Domnul Romeo Lungu, din păcate, și poate îmi cer și scuze că n-ați avut posibilitatea să vorbiți mai mult. Nicio problemă. Însă, oricum, dumneavoastră ați preluat și domnul Țuclea știe mai bine... Prin prisma faptului că a fost atunci director. Mie îmi pare bine că v-am văzut în care... Da. Nu știu dacă și telespectatorii, eu cred că și telespectatorii că v-au revăzut, dar v-au revăzut mai puțin decât în alte emisiuni. O concluzie din partea dumneavoastră, apropo de ce spunea mai devreme primul telespectator care a intervenit, cu acea notă de optimism, domne. Notă de optimism. Vis-a-vis de lucrul ăsta. Ce vă pot spune că voi face eu de acum încolo? Vă rog. Consiliul Județean a făcut o cerere prin care solicită Ministerul Tineretului și Sportului preluarea acestui imobil în domeniul județului, din domeniul public al statului. Chiar eu la Ministerul să fac lobby pentru acest lucru și să fie cât mai curând dat acest imobil, pentru că noi nu putem să-l mai întreținem și nu putem să reabilităm complet. Și dacă Consiliul Județean chiar poate să reabiliteze complet acest imobil și să mențină destinația care este și acum, este un lucru foarte bun. În al doilea rând, săptămâna viitoare vă promit că o să merg acolo și acum nu, fără nicio ironie, o să... cu ce o sunt prietenii mei sau ceam, că n-am îngăjat, mă duc și iau burenile de acolo. Ce a crescut din decembrie, de când am venit eu mai mult. O să se supere cetățenii, telespectatorii pe campus. O să găsesc eu niște rude de ale mele de acolo. Pe campus TV o să supere că o să cheltuie, domne, din bugetul statului să ducă... Nu cheltuie niciun leu. Forțe proprii. Am niște rude în Fișici, mă duc acolo. E o zonă frumoasă. Am rude în Fișici, poate mă ajută să iau burenile de acolo. Mai mult de atât, eu nu am ce să fac. Nu am pasnic, nici nu pot să angajez pasnic. Datorită legii care a fost dată în 2010 de domnul Boc sau nu știu cine era atunci, n-ai voie să mai angajezi. Deci mai mult de atât nu am ce să fac. Dacă, repet, dacă Consiliul Județean ar putea să preia acest imobil, ar fi un lucru extraordinar. Dar nu numai să-l preia, ci și să-l reabiliteze cu totul. Ar avea o putere totuși mai... Știu, dar poate mare, că au alte obiective mai importante cu Consiliul Județean. Acum e maternitatea, acum e muzeul, poate sunt mai importante și nu sunt mai suficienți. Dar m-aș bucura pentru că Consiliul Județean până la urmă dispune de alte fonduri și chiar m-aș bucura să fie redat circuitului și să ar îmbunătăți și viața oamenilor din jur de acolo. Domnul Țuclea? Așa cum... V-am prezentat și mai devreme. Discuțiile au fost și cu domnul Vioiu pe parcursul mandatului dumnealui și cu domnul Lungu din momentul instalării. Discuțiile au fost către acest centru de agrement și este aici de față, poate să spună, sunt documente care atestă că am refăcut calculul pe costuri și solicitările către minister pentru a continua și a-l da într-adevăr buzunelor și numai buzunelor tuturor tinerilor care au nevoie de recuperare și de apa aia minunată de la Fișici. Sper să se găsească entitatea, că e Ministerul, că e Forul Județean, Consiliul Județean, care să vină să sprijine și noi să sprijinim prin lobby și prin discuții cu șefii noștri din Minister, astfel încât să-l vedem reabilitat. Bine, din păcate am mai spus, sunteți conștienți că nu avem ce să mai facem acolo ca și băi. Să revitalizeze zona printr-o stațiune balneoclimaterică din clădirea
care înseamnă băi Fișici. Acolo, deci n-ai cum să faci, să mai faci băi. Sursa de apă există termal. Acolo. Sursa de apă există, dar trebuie să găsești și terenul. Știu. Pentru ce, domnule? Pentru băi. Pentru că băile sunt prevăzute prin proiectare în incinta hotelului. Nu, domnul. Dar eu mă refer și la ce exact lângă. Păi nu mă interesează pe mine ce e lângă clădire, nu e a noastră aia. Da, eu, știu că nu e. Tot de la Federal Coop este o persoană fizică care a cumpărat. Tot de la Federal Coop. De la Federal Coop, fostul UJ Coop. Deci nu-i treaba noastră, nu-i în incinta deci noastră. Deci UJ Coop-ul spune de noastră că nu mai are nimic acolo. Nu. În incinta noastră... A vândut domnului... Fata Vasile. Nu, vorbim de... De bar. De clădire. Vorbim. Clădirea a vândut-o acestei societăți comerciale. Către domnul viceprimar. Da? Aceste societăți comerciale, repet, eu... Poate nu-i domnul viceprimar, nu știu administrator. Dacă. Poate nu este. Da, deci noi vorbim de societatea comercială. Da, știți cum e. Știu cu ce ziceți dumneavoastră, dar nu-i treaba noastră. Chiar nu, am înțeles. Nu vrem să facem niciun proces de intenție. Domnul Țuclea. Problema este în felul următor. Noi dacă reușeam, după proiectarea și după toate calculele făcute, hotelul, centrul de agrement Fișici funcționa cu băi în interior, cu apă, apa aceea sulfuroasă, adusă prin sistemul termic, încălzit, adusă la niște parametri de medicali. Așa este. Cu băi interioare. Pentru că și înainte hotelul Fișici a funcționat și pentru cei care sunt născuți mai devreme sau au locuit acolo și l-au prins în funcțiune, a funcționat cu cazare în clădirea pe care o deținem noi și băile erau lângă. Iar oamenii se deplasau pe afară până la cameră. Noi am gândit ca tot tratamentul și tot ce se întâmplă acolo să fie în interior. Bun. Eu nu o să emit nicio concluzie. Întrebările, din punctul meu de vedere, nu au fost epuizate, pentru că oricum n-am avut timp la dispoziție. Sunt lucruri multe de discutat. Eu de aceea v-am întrebat, domnul Țuclea, vis-a-vis de acele coincidențe pe care le-am văzut. Deci sunt doar lucrurile o să fie lămurite, niciun fel de problemă. Din păcate am aflat totuși că, și e bine că ați venit, domnul Țuclea, oricum realitatea nu poate nimeni contesta, ceea ce semnalăm noi, în primul rând, este faptul că, repet, s-au băgat niște miliarde, iar clădirea este și acum în 2013 nefuncțională. E păcat de acest lucru. Mai grav este că dacă să ne gândim că suntem în continuă criză și se invocă la modul general că nu sunt bani, s-ar putea să fie ani buni în această situație și să așteptăm mai mult decât ar trebui. Doamnă Țuclea, acum vă întreb la final de emisiune, totuși, ce era în mintea doamnei Plăcintă când a semnat această hârtie? Plăcintă. Acum domnul Țuclea, atenție. Dar de ce n-a sunat-o? Pe mine m-a dat afară din minister în 99, în 2009. A zis, ieși afară din ministerul meu. Păi, v-a dat din birou sau cum? Nu, când m-a demis, m-am dus să-i cer, a trebuit să fac o plângere prealabilă, să-mi dea un răspuns. Și ieși afară, m-a scos cu jandarmii din minister. Păi vedeți? Care-i problema? Ce să mai comentez eu o... Plăcintă. Domnul Țuclea, dacă dumneavoastră ați văzut, când ați văzut scrisoarea asta de intenție, doamna Plăcintă a semnat un lucru care nu era adevărat în realitate, mai bine să vă demită pe lucruri reale, domnule, vă duceați, doamnă, ce... Păi nu, am câștigat procesul intentat și daune morale. Am înțeles. Puțină, asta o altă hibă a celor demiteri care s-au făcut indiferent de... 2009, da. Și alte demiteri. Ce, numai PDL-ul a făcut demiteri? În masă, așa, da. Exterminare în masă, da. Trebuia să înceapă cineva cu... Da. Să le continui și acum. Și să le continui alte partide. Și apropo de angajări, m-ați provocat, n-am zis atunci, dar zic, și nu neapărat că aș dori să am ultimul cuvânt. Lăsați, domne, am înțeles. PDL-ul a făcut Guvernul de atunci a blocat angajările, nu știu ce. Acum văd că USL-ul le-a deblocat pe toate. Se fac angajări în masă, la Poșta Română se fac angajări, la alte instituții se fac angajări. Deci totul este bine, nu? Angajări, dar pe ușa din dos. Nu e bine. Îi angajează pe ușa din nu dos. Nu e bine, dar bun. Poate o să fie mai bine. Închidem pentru această seară dosarul Fișici. Îl redeschidem săptămâna viitoare. Am zis pentru această seară. Îl redeschidem săptămâna viitoare. Mai discutăm, domnul Țuclea. Nu este niciun fel de problemă dacă dezbatem și aflăm lucruri dumneavoastră interesante. Dumneavoastră știți foarte bine, niciodată nu m-am sustras întrebărilor sau... Tocmai de aceea știam că veți veni la emisiune. Doamne, ferește, să nu ziceți că nu. Uite, ăsta e un mesaj.
Vedeți, că dacă eu îl citesc zicând cineva, domnule, asta e politica, stați așa că s-a dus, în altă parte. Domnul Ciuclea, până pune ochelarii. Ah, dar până acum n-ați folosit ochelarii. De-aia n-ați dat datele concrete, domnule, din hârtiile alea. Uite ce zice cineva, domnule, asta e politica în țara noastră, cheltuim bani frumoși în clădiri, apoi le lăsăm în bălării, nefuncționale. Interesul poartă fesul. Asta e. Omul ăsta trage concluzia că și n-a tras-o rău. Și n-a tras-o rău. Dar, repet, nu-i vina noastră că nu noi producem banii ăștia și nu, noi suntem puși să administrăm ce ni se dă. Bun. Și să facem... Vă mulțumesc încă o dată. Le mulțumim celor care au urmărit această emisiune. Oftăm așa la sfârșit de săptămână. Să aveți un weekend excelent. Până luni. Vă pup. Pa, pa. Bună seara.